competiție. Este a doua competiție, a doua etapă, de fapt, a campionatului național de table Vegemon. Sunt jucători din întreaga țară, de la Cluj, de la București, Suceava, Moinești, Dragobna, Iași, Piatra Neamț, Comănești, Găiești, Câmpovița, Jilava, Ilfov, Onești, Dofteana, Chierna, Cluj. Dacă mai e cineva pe care l-am omis, să nu fie supărat pe mine. Sunt înscriși până acum 27 de jucători la turneul de etape, 25 la turneul de Vegemon și 7 la turneul gratuit dedicat tinerilor de aici din Târgu Ocna și nu numai de aici, doamnelor care au însoțit, sau domnul care am invitat și pe domnul Vasile să joace la turneul aerofii, să fim 8, da? Așa, care însoțește pe doamna Stella peste tot. Ne invit alături de mine și pe domnul secretar general al Federației Române de Table și Vegemon, domnul comentator de sport și nu numai, Cristian Ghena, și pe domnul vicepreședinte prezent, domnul Munteanu Johnny Adrian. Domnul Munteanu Johnny Adrian, vă invit alături de noi. Domnul Munteanu Johnny Adrian, poftiți, domnul vicepreședinte, domnul secretar general. Așa. Chiar dacă de data aceasta sunt un pic mai puțini jucători, noi respectăm premiile suplimentare care vor fi de 10.000 de lei, 4.000 de lei pentru turneul de Vegemon, 3.000 de lei pentru turneul de table, 1.000 de lei pentru turneul celor care vin cu rapiditate, 1.000 de lei pentru turneul Minerva Open și undeva la 1.000 de lei facilități pentru cazare, cheltuieli protocolare pentru cei care susțin federația. Sunteți prezenți, vă anunț pe această cale că și luna viitoare o să avem un turneu tot aici. De ce aici? Pentru că prin amabilitatea doamnei administrator găsim înțelegere și ne sponsorizează competiția. Nu înseamnă că vom face numai la Târgu Ocna. Cum găsim o sponsorizare în altă localitate de minim 5.000 de lei, jucăm și în acele localități, pentru ca să fie atractivă competiția. Domnul secretar general, dacă vreau să vreți să spuneți ceva, vă dau cuvântul. Mulțumim, Mianicu, pentru faptul că sunteți atât de ospitalier, atât ca președinte al Federației Române, cât și ca prieten al tuturor jucătorilor de Vegemon și de table din România. Reînnoiesc două anunțuri care cred că sunt importante. La acele premii suplimentare au acces strictament de jucătorii legitimați la un club afiliat al Federației Române de table Vegemon și că avem un fond, o colectă, să zicem așa, pentru ucraineni, cine dorește să dea ceva prin intermediul federației și banii respectiv să ajungă acolo. În rest, zar potrivit, vă urez tuturor și aș mai face o precizare, chiar dacă domnul Giuri Munteanu este aici, sunt doi jucători care turneul trecut au cam ținut pe loc acest turneu. Se știu care sunt, nu cred că trebuie să-i nominalizez și aș dori ca ei să joace numai cu ceas. În cazul în care acei doi jucători nu joacă cu ceas, le vom impune noi organizatorii să joace cu ceas, pentru că nu este normal să stăm atâta vreme ca să fumăm, ca să etc. Mulțumesc frumos și s-a potrivit tuturor. Domnul Johnny e de acord. Să vedem dacă și celălalt e de acord. Vă mulțumesc încă o dată. O să vă invit la un cocktail. O să aducă fetele aici pe masă tot ce ne trebuiește. După care proceda la trage la sorți. Dacă mai e cineva care vrea să-l scrie, îl așteptăm. Vă mulțumesc. Alături de noi este și televiziunea Exclusiv TV cu sediul în Onești. Le mulțumim pe această cale și mă